caldărâm. Și nu trebuie caldărâm. Veniți la Vulcănești, caldărâm. La intrare în Vulcănești este indicator anul permis 1711, anul de fondare. Dacă nu greșesc, și drumul ăsta tot e de atunci. Și asta e, după idee, drum național, da? Leagă Chișinău de Giurgiulești. Sau internațional. Internațional. Da. Nu, eu apreciez calitatea lucrărilor făcute 100 de ani sau 2 în urmă față de ce se face acum. Deci se poate fi făcut întreșeri cu cai, ca pe vremuri. Extraordinar. Și atât, cum mergem încet la vale, brusc ne apare în cale un metru de asfalt. Și o turmă de câini. Da, frumos. Zona de frontieră. Frontiera între asfaltul din 60 și caldarâmă de la 1800.